nu știu cine a apreciat ședința capitulă a copii, în mod normal a fost o ședință de analiză și ca orice ședință de analiză, ținând cont de rezultatele obținute, era normal să îmi exprim nemulțumirea pentru activitatea depusă în campanie și pentru rezultatele aduse. Am analizat pe fiecare responsabil ceea ce au făcut, mi-am exprimat nemulțumirile și totodată am spus foarte clar că în următoarea perioadă de timp și la următoarea ședință vom lua niște măsuri începând cu reorganizarea din nou și a organizației, pentru că nu se poate obține de două ori la locale rezultate nesatisfăcătoare în condițiile în care în timpul campaniei eram asigurați de un anumit număr de voturi. Confirmați o serie de trădări sau a fost pur și simplu o neimplicare? Lucrurile care le-am discutat și le discut în cadrul biroului organizației nu pot să le fac publice pentru că nu mi se pare normal nici deontologic și nici față de colegii care sunt totuși colegii mei din organizație. Dar, într-adevăr, am fost nemulțumit pentru că o serie din colegi am considerat că nu s-au implicat așa cum erau obligați să o fac în timpul campaniei electorale, lucru reflectat și în rezultatele aduse pe zonele pe care le aveau și le au încă în coordonare. Nemulțumirea mea s-a exprimat și în faptul că unei consiliere am spus că nu iau legătura cu cetățenii din zonele de care... Consilier local? Și consilier local și membri a biroului, pentru că atunci când au primit locuri eligibile pe liste, le-am spus și m-am angajat în fața cetățenilor că acești reprezentanți în consiliul local vor avea întâlniri lunare cu cetățenii din zonele lor, vor ridica probleme în Consiliul Local ridicate de cetățenii din respectivele zone și nu prea am fost mulțumit nici de această activitate. Activitate care s-a reflectat, de fapt, în rezultatele obținute la alegerile parțiale. Suspectați cumva o înțelegere cu adversarul? Eu nu, doamna Ordean, eu nu merg pe suspectări sau pe alt lucru. Eu merg pe rezultatele concrete